Da, Grapini, spuneți-ne dumneavoastră ce ați pățit astăzi pe aeroportul Otopeni. Da, dumneavoastră ați descris foarte bine situația. Eu am fost acolo, sigur, venită de la o altă conferință, de la Vatra Dornei, Suceava, din nou noaptea, la 3 noaptea am ajuns la Vatra Dornei, dar problema e următoarea, că înțeleg ce a reclamat cel care căruia i-a luat interviu. Înțeleg că doresc condiții mai bune. Însă putea civilizat altfel să se facă, pentru că eu nu cred că toți s-au îmbolnăvit acum. Puteau să declanșeze un avertisment, o grevă, o întâlnire, discuții, dar bătaia de joc ajunge la pasager, știți? Pentru că am văzut cum stau cu copii. O nebunie era astăzi în aeroport. Sigur că eu a trebuit să schimb biletul, nu știu dacă mai recuperez banii de la Tarom, trebuia să ajung, mi-am anulat întâlnirea la Bruxelles, am decalat-o de fapt și am zburat cu altă companie, dar nu toată lumea a putut să facă acest lucru. Durata șederii dumneavoastră în aeroportul Otopeni, a venit cineva de la Tarom, v-a consiliat, v-a dat asistență, v-a explicat despre rute alternative, ce s-a întâmplat în aeroport? Nu, să știți că cei mai presați erau săracii, cei care erau interfață, adică de la aeroport. Oamenii de la aeroport, știm bine, sunt companii diferite. Cel de la ghișeu, când m-am dus să mă îmbarc pentru Bruxelles, mi-a spus, îl știu de atâta timp că fac naveta, că are jumătate de oră întârziere. Nu a anunțat de la bun început întârzierea. M-am dus și m-am interesat și de fapt am aflat că nu, e criză de piloți, așa mi s-a spus, de către o doamnă de la aeroport și nu de la Tarom. Și din momentul acela de la 7 și a început toată nebunia care ați văzut-o și dumneavoastră. De fapt, nu era o întârziere, ci era o lipsă de echipaje despre care nu știu ce să vă spun. Cred că, eu cred că nu s-a procedat bine. Cu toate relele pe care le are Taromul, cred că civilizat, am ajuns și noi în lumea civilizată, trebuie să știm să nu... de fapt, suferă altcineva. Deci lupta aceasta acum între sindicatul și angajații Tarom și stat, merge totul pe spatele într-un sezon în care oamenii merg în vacanțe și acest lucru este inacceptabil, da, de asemenea spuneau piloții că s-ar putea fi afectate și charterele pentru vacanțe, ceea ce este extrem de grav. Da, dar nu numai vacanțe, doamna Porumbel, erau în aeroport oameni care mergeau, de exemplu, la întâlniri de afaceri și corect, sau la locul de muncă, da, foarte grav. Ce s-a întâmplat. Domnule Stoicescu, înțeleg că Taromul are 168 de piloți. Nu pot înlocui aceste curse care nu mai pot fi operate de piloții inapți? Deci, vreau să vă spun că piloții în sine, fiecare dintre ei, este o investiție a companiei. În ei s-au investit foarte mulți bani ca să ajungă la nivelul de performanță la care să execute zboruri în deplină siguranță, securitate, regularitate și confort. Acum a intervenit o problemă care nu este nouă. Ei solicită salarii, am înțeles, de foarte mult timp. Deci nu azi au solicitat. Faptul că au revenit la această idee proastă pe care au avut-o și în anul 2003, când tot așa au făcut enterocolită mai mulți piloți, au venit la guvernul României în față, au protestat și atunci aveam o situație nefericită. Erau acordurile PSAL 1 și PSAL 2 cu Banca Europeană și nu puteam ca să umblăm la fondul de salarii, pentru că le-am fi mărit salariile, pentru că meritau, trebuiau aduși cel puțin la minimum companiilor europene din perioada respectivă. N-am putut, dar până la urmă am reușit să le mărim diurnele și am liniștit. Dacă vă aduceți aminte, era epocală cu Dumnezeu să-l odihnească Iovan Adrian, care era liderul sindical și arăta un Rolex de aur și spunea, nu mai avem bani de baterii la ceas. Deci... E cam aceeași situație. Problema Taromului este una foarte veche, Marius Popescu, tu ai și lucrat în cadrul Tarom. În Consiliul de Administrație sunt reprezentanții PNL și PSD, unii dintre ei n-au niciun fel de expertiză în domeniul aviației și toată lumea se uită la această,
la acest management, sperând să vină cineva cu o soluție. Cine să ia aici o decizie bună și corectă? Păi decidenții politici ar trebui să ia o decizie corectă. Hai să vedem pe membrii Consiliului de Administrație. Și cei care sunt membrii în Consiliul de Administrație Tarom și, bineînțeles, puterea executivă. Revenind puțin la ceea ce a spus doamna europarlamentar, vreau să sugerez faptul, de fapt să-i transmit faptul că aceste avertismente au fost trimise de mult timp, s-a spus, de mult timp, încă din 2022 au fost amenințări că se vor bloca zborurile în cazul în care nu sunt îndeplinite aceste solicitări salariale. Nu este posibil ca un comandant de la Tarom cu o vechime de peste 10 ani pe un tip de aeronavă Boeing sau Airbus să aibă un salariu sau un venit de 5.000 de euro maximum atunci când se zboară bine într-o lună de sezon, iar la concurență, să zicem o companie aeriană ungurească, low cost, același pilot poate să încaseze și 12.000 de euro. Să nu spun faptul că același pilot poate să câștige undeva la vreo 15.000-16.000 de euro dacă se duce în Qatar, dacă se cere Emiratele Arabe Unite sau dacă se duce aici mai aproape în Turcia să lucreze la Turkish. Practic, aceste avertismente... la noi câștigă mult mai puțin decât un profesor dintr-un categoric, stat categoric, da, adică, categoric, da. Aceste avertismente au venit cu mult timp în urmă, numai că acești decidenți politici și acești membri în Consiliul de Administrație Tarom au ales să ignore solicitările celor care... E o întrebare firească. De ce n-au plecat piloții care sunt nemulțumiți de salarizarea din Tarom? Foarte mulți dintre ei au plecat. De ce n-au foarte plecat în alta parte? Foarte mulți dintre ei au plecat și au plecat pe niște condiții foarte bune la niște salarii extraordinar de bune. Câte avioane are oamenii Tarom au fost prezent? Respectați. 18 avioane. Aceasta 18 este flota operațională. Și 168 doar 14. De piloți. Da, dar zboară doar 14 aeronave, pentru că aici e o altă problemă. Aeronavele sunt ba în service, ba în hangar, ba lipsește un motor de la unul de la altul și categoric asta afectează operațiunea. Ne uităm la aceste imagini, domnule Humeli, cu din aeroport, cu oameni care dorm pe jos. Situația încă nu s-a reglat și mâine s-ar putea să avem aceeași situație. Pentru Tarom, care este într-o situație, ca să nu spun falimentară, foarte grea, să-ți ia avioanele la sol 48 de ore, poate 72 de ore, cum faci, practic, să mai încasezi vreun ban? Înțeleg că până acum pierderile au fost calculate la 1,5 milioane de euro. Să știți că sunt două aspecte din punctul meu de vedere. Unul, conducerea. Da, și sunt pe cine a pus conducerea? Pe guvernanța acolo, corporativă. S-a făcut un hand-hunting astfel încât da, cum vă explicați că au rămas în conducerea cei care erau și în conducerea veche? O coincidență. Vorbim de ordonanța 109, dânsii sunt cei ce au un contract de mandat și trebuie să ia măsuri.